Salutare, prieteni! În episodul de astăzi am să vă arăt cu ce soluție dau eu pe roșii să le stropesc. Deocamdată roșiile mele nu s-au copt, sunt la forma de gogonele și am să le stropesc cu aceste două soluții. Această soluție, Ortiva Top, se diluează împreună cu Voliam Targo la 10 litri de apă, la o găleată de apă. Am să le dizolv, am să le amestec, după care am să stropesc roșiile cu pompa de stropit. Este împotriva, protejează roșiile împotriva acele musculițe mici, se mai numește și mană, împotriva bolii să nu se strice roșia atunci când se coace, să se negrească și să strice, și trebuie să pulverizăm cu aceste două soluții pe ele ca să le protejăm. Și am să merg să le dizolvăm. Una mapă, două căi. Apă caldă, să nu fie rece. Căldeie. Trebuie să încălzi apa și de-aia. Să nu fie ceva, mă. Acum. Agităm soluția asta. De forfecuța. De la. E albastră. Da, e albă. Păi și de ce e albă? Insecticid. Păi rupe lici. Păi nu poate. Asta e greu, da? Asta e iar greu. Dâncă. Păi n-ai cum să părci. Hai. Să curățăm bine asta, să rămână alb,
să pună în toate soluția. Amestecăm bine. Și acum pun restul de apă. 10 litri. Acum dăm cu soluția. Nu știu dacă vedeți voi. Sunt aceste musculițe, uite. Ce mamă? Negre. Și împotriva astea dăm noi. Musculițele astea negre. Uite. Și acum destrupim scape de muștele astea. Și așa trebuie să facem la toate roșiile astea, după care strupim și ardeiul ăsta, ardei iute. Și dacă ne mai rămâne, o să mai dăm și la fasolea verde, de acolo. Și așa dați pe fiecare roșie în parte, cum dau eu. De sus până jos. Până jos. Așa poate scăpăm de aceste musculițe negre. Și așa facem toate roșiile. Gata, oameni buni, am dat cu soluția, am dat pe roșii, am dat pe ardei, am dat pe vinete, am dat pe morcov, o parte din castraveți și să sperăm că vom scăpa de această mană, aceste musculițe. Nu știu dacă se vede pe cameră, musculițele astea negre, vedeți? Acele două substanțe la 10 litri de apă ar trebui să ne scape de mană aceste musculițe mici. Astea sunt substanțele, insecticid și ăsta fungicid. Și le combinăm la 10 litri de apă, după care stropim cu ele roșiile, castraveții, vinete, ardei, morcov. Deci sunt foarte bune pentru legume, dacă aveți mană. Oameni buni, cam asta a fost.
Sper că v-am fost de folos și v-ați făcut și voi o mică idee dacă aveți mană roșii sau un castravet sau un vinete. Luați două din astea, le combinați la 10 litri de apă, după care cu ajutorul unei pompe de stropit, stropiți și ar trebui să scăpăm de mană. Acum o să vedem. Cam asta a fost. Sper că v-ați făcut o mică idee. Și dacă sunteți în căutarea unei soluții, eu zic să o încercați pe asta care am dat-o eu. Cam asta a fost. Sper că v-a plăcut și ne auzim la următorul tutorial.